Bună ziua! Sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom vorbi despre discursul dramatic, trăsături și semnificații. Materialul se adresează elevilor de clasa 7 -a, șaptea, de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Vă plac spectacolele? Cui nu-i plac? Ele au la bază texte scrise special pentru a fi transpuse pe scenă, în spectacole, spre exemplu de teatru. Acestea sunt texte dramatice. Iată un exemplu de text dramatic. Ștefan Tipătescu, prefectul județului, ghiță pristanda, polițaiul orașului, în capitala unui județ de munte în zilele noastre. Actul 1. O anticameră bine mobilată. Ușă în fund cu două ferestre mari pe laturi la dreapta, în planul din fund, o ușă, la stânga, altă ușă, în planul din față. În stânga, planul întâi, canapea și un fotoliu. Scena 1 Tipătescu, puțin agitat, se plimbă cu răgnetul carpaților în mână. E în haine de odaie. Pristanda, în picioare, mai spre ușă, stă rezemat în sabie. Tipătescu, terminând de citit o frază din jurnal. Rușine pentru orașul nostru să tremure în fața unui om. Rușine pentru guvernul vitre care dă, unul dintre cele mai frumoase județe ale României, pradă în ghearele unui vampir. Indignat, eu vampir, ai? Caragios! Pristanda asemenea, curat Caragios! Pardon, să iertați, coanefănică, că întreb, vampir, ce-i aia vampir? Un fragment dintr-o scrisoare pierdută de Ile Caragial. Textul dramatic este destinat reprezentării scenice. Așa cum am văzut în fragmentul citit, textul este împărțit pe acte și scene. Este alcătuit dintr-o înșiruire de replici, astfel că este un text dialogat. Indicațiile scenice apar și ele. Sunt interne sau externe. Se dezvoltă un conflict dramatic. De asemenea, Personajul dramatic este antrenat în acțiune, succesiunea de evenimente prezentate sau povestite pe scenă. Textul dramatic care provoacă râsul este o comedie. Putem spune că apar și narațiune și descriere, dar acestea au rol secundar. Toate aceste elemente de structură ajută la înțelegerea textului. Cum sunt puse în evidență diferențele de statut social dintre Tipătescu și Pristanda? Prin faptul că Tipătescu este în haine de odaie, arată că acțiunea se petrece în casa lui. O casă a unui om cu situație materială foarte bună, deoarece anticamera este bine mobilată. Poziționarea lui Pristanda mai spre ușă semnifică faptul că acesta este pregătit să acționeze la ordinul prefectului, dar nu l-ar deranja să se odihnească, Deoarece stă rezemat în sabie. Care credeți că este atitudinea lui Tipătescu după ce termină de citit fraza din ziar? Se menține diferența de statut social? Tipătescu este nervos și nu-i vine să creadă ceea ce citește. Pentru că este comparat cu un vampir. Cei care au scris articolul îl acuză că se comportă extrem de rece și fără să arate că îi pasă de județul pe care îl conduce, este autoritar și chiar acționează împotriva intereselor orașului. Dar atitudinea lui Pristanda. Pristanda, deși nu știe ce înseamnă vampir, susține punctul de vedere al prefectului de teamă să nu-l supere. Acest lucru indică slugărnicia de care dă dovadă, întărită de modul de adresare. Prin faptul că pronunță și greșit, Pristanda dovedește și lipsuri în educație. Vă propun să exersați singur sau în perechi. Identificați care sunt personajele care intră în conflict și care este motivul declanșării acestuia. Scena 11. Dacia intrând. Bine că a dat Dumnezeu. Ei, așa da. Unde să scriu că te-ai hotărât să ții pălărie? Îl contemplă. Și să știi că nu-ți vine chiar așa de rău. Vezi? spirache e încântat. Îmi pare bine că-ți place și că ești mulțumită. Dacia, cât ai dat pe ea? Spirache, dezolat, privește când la gena, când la miza. O sută de lei, dragă, adevărată pomană. Dacia, ei, asta e, unde vezi tu că e pomană? Nu e pomană deloc, e chiar foarte scumpă. Dacia, sigur că noi avem fabrică de bani, treaba ta. Să vezi ce o să-ți zică mama când o să audă că ai dat atâția bani pe pălărie. Intră tocmai și chirea chița. Mamă, și-a luat spirache pălărie. Dacia, nu-i vine rău și nu e urâtă să știi. Chiriachita trece la el. E verde. Sau mi se pare mie? Ea prinde lumina maică. Gena aprinde. spirache ca să-i facă plăcere. Verde, verde. Chiriachita. E cum îți vine o cu o casă de copii să umbli cu pălărie verde în cap? Titanic Vals, Tudor Mușatescu Vă urez lectură plăcută și succes!